Ai simțit la vreun meci care a fost aranjat în care ai jucat tu? Un meci jucat de tine în care simți că a fost ceva în neregulă? Sau știi că a fost ceva în neregulă? Nu am simțit, nu am știut, dar mi-am dat seama ulterior. Adică Așa? jucam cu Rapid la Bistrița, am dat gol, scorul 2-1 final, parcă, da? Și am dat 2. Tu ai dat golul 2? Mă bucuram de, parcă aș fi dat un gol de Champions League. Așa. Și la un moment dat, nimeni, nimic, toată lumea era liniștit, așa, toată lumea, acum nu toată lumea, da. Că nu toată lumea așa. Da. Jucătorii cu experiență erau așa, ok, ca și cum era ceva normal. Nu mi-am dat seama, dădusem golul victoriei, nu era euforie, nu era bucurie. Da. Adică, da. Trebuia să dai golul ăla, adică golul ăla trebuia să pice la un moment dat. Da, ceva de genul. Oricum, dacă nu-l dădeam eu, probabil îl dădea altcineva, dar am fost eu norocosul că am fost la locul potrivit. Da. Iar tu cu exuberanța tinereții erai foarte mândru de ce ai făcut. Da. De fapt, cred că meciul trebuia să știa că se va câștiga și atunci de aia. Eu, fiind tânăr, nu știam. Și norocul meu, șansa mea că... am fost la cluburi cu pretenții unde era greu ca să vinzi vreun meci. Uh-huh. Adică poate să câștigi meciul că așa vrea conducerea, posibil. Da. Dar Rapidul era greu să vândă meci pentru că luptau tot timpul să câștige. Uh-huh. Craiova la fel era greu să vândă meci că și acolo era presiune și tot timpul Cluj. Am avut o perioadă scurtă în Liga 1, doar returul de campionat. Adică nu puteam să fiu implicat în așa ceva.